Soția și sora procurorului implicat în accidentul rutier de vineri seara de la Bahmut, Călăraș, ar fi încercat să dea bani rudelor persoanelor decedate. Familia victimelor nu i-a luat însă. Totodată, rudele îndurerate susțin că procurorul, care a intrat în căruța plină cu oameni, ar fi încercat să mușamalizeze cazul modificând probele tragediei. Despre asta a povestit în exclusivitate pentru postul nostru de televiziune mama bărbatului de 28 de ani mort în accident. Femeia ajunge vineri în țară din Israel ca să-și îngroape fiul și celelalte rude decedate și afirmă că speră la o justiție corectă. De cealaltă parte, soția procurorului afirmă că banii au fost propuși ca și ajutor pentru înmormântarea victimelor. La a șasea zi de la tragicul accident din Bahmut, Călăraș, în care membrii unei familii au decedat după ce căruța în care se aflau a fost tamponată de un automobil condus de un procuror, mama uneia dintre victime face declarații în exclusivitate pentru postul nostru de televiziune. Femeia spune că imediat după tragedie, procurorul, care era la volanul mașinii, nici măcar nu s-a apropiat de victime să vadă în ce stare sunt și să le acorde primul ajutor. Toate corpurile se erau împrăștiate pe șosea, el nici de unul nu s-a apropiat. Măcar să vadă dacă nici sunt în viață, unul. Să verifice, să le acorde ajutor. Da, nici de unul, nu s-a apropiat nici de unul. Eu nu știu ce fel de om așa să fie de mare, ca tu să nu te apropie, să nu-ți dai puțin interesul de a ajuta. De om. Am înțeles. Cum poți așa? 4 suflete moarte, 2 rănite și eu să nu s-a apropie nici de unul, să-l vadă, să-mi trebuie și așa cum. Mai mult, femeia spune că soția și sora procurorului au venit acasă la victime și au propus bani pentru fiecare persoană decedată. S-a dus femeia și ea la poartă și le-a propus 15.000 de lei. Eu spus, spuneți-vă, da, prostii, că sunteți sărași, fix așa le-a spus la tot, că sunteți sărași și vă dau banii ăștia. Chiar și aseară ei au fost acolo la Bahmut, așa am înțeles. Uh-huh. Eu le sunam și ei tipul ăsta vorbeau, mi-au lămurit azi. Banii nu i-au acceptat. Banii nimeni nu a acceptat niciun bănuț. Pe de altă parte, soția procurorului, care s-ar face vinovat de accident, recunoaște că a propus bani familiei îndurerate, însă nu ca și despăgubire morală sau materială, dar ca și ajutor pentru înmormântarea victimilor. Noi am propus ajutorul total pentru mormântarea a tuturor cadavrelor, 4 cadavre. Am vrut să ajutăm creștinești să-i mormântăm acești 4 decedați. Și de la noi s-a cerut și 100 de lei pentru persoană. Pentru mormântare, iarăși, ca să nu... Pentru mormântare. Rudele victimelor sunt revoltate și susțin că se încearcă mușamalizarea cazului. Ei afirmă că martorii accidentului le-au relatat că procurorul Dumitru Triboi avea o viteză excesivă de peste 100 de km la oră, când a intrat în căruță și că cadavrele au fost mutate cu locurile pentru a acoperi probele, iar automobilul procurorului ar fi fost evacuat după accident fără a se face măsurările. Am găsit unul dintre martorii tragediei care ne-a rugat să-i protejăm identitatea. Acesta ne-a confirmat cele susținute de rude și ne-a relatat detalii despre cele întâmplate. Mama copilul își de lângă căruță jos, da. Mijloc șoselii. Da. Da, el a fost ridicat, fata asta care e tânără, care așa cum era, sufla greu, a fost ridicat în ordine din... Acolo era procurorul ăsta. Care... Sunt de paciente, că era el, nu știu cine, ridicat și-a pus-o pe un plet. Eu când am venit, când m-am apropiat în fața locului, procurorul deamă era acolo. Uh-huh. Lângă și mine asta, că era drept lângă căruță asta, care era în viață, fata asta de 20 ceva de ani. Mai puțin de 100 nu a fost, acolo a fost poate și mai mult de 100. Dar mai puțin nu a fost, asta eu garantez. Când mașina lui se de pe palasaua, cu o avaică a prins. Uh-huh. De parte, vreo 700 de metri de la accident. Cărătașul era în jiletcă ca la salvare, acolo svet atrăjai și silnă svet atrăjai și jiletcă era. Noi ne-am uitat mai mult. Că trebuie nici nu știm că a făcut, unii mașina șoferului, care l-au opărit. Școala tău a evacuat-o. Fără ca să iei măsurările este a câți centimetri? Uite, m-am ajuns a doua oară când am venit la accident, acolo măsurau oamenii.
Păi nu mă sună, dar așa de unul. Am încercat să luăm o reacție la învinuirile care se aduc de către rudele decedaților de la avocatul procurorului care s-ar face vinovat de producerea acestui grav accident soldat cu 4 morți. Acesta însă spune că clientul său pledează nevinovat și susține că nu avea cum să vadă căruța sau căruțașul, întrucât aceștia nu erau echipați corespunzător, deși martorii și imaginile vorbesc contrariul. Deci, din fața lui vineau practic o coloană de mașini, da? Și nu se vedea. Deci, vizibilitatea cumva a fost redusă din cauza luminilor la mașinile de din față. Și căruța cu oameni, neavând niciun... Deci, nefiind echipat în modul corespunzător, așa cum prevede regulamentul circulației rutiere, nici căruțașul, nici persoanele din căruță, inclusiv căruța, nu conținea niciun element care trebuie să-l conțină. Am telefonat la Procuratura Anticorupție pentru a primi o reacție cu privire la învinuirile care aduc rudele celor decedați și martorul cu care am stat de vorbă, însă ofițerul de presă al instituției ne-a scris într-un mesaj că a direcționat întrebările noastre către PC Cox. Ofițerul de presă al PC Cox, Emil Gaitur, ne-a spus la rândul lui că în adresa instituției pe care o reprezintă nu au venit niciun fel de plângeri, astfel că Procuratura nu le investighează. Ulterior, Nicolae Pârâu, procurorul de caz de la PC Cox, a declarat pentru Orizont TV că ancheta studiază toate versiunile și declarațiile martorilor. Totodată, acesta susține că automobilul implicat în accident a fost evacuat după toate acțiunile procedurale și măsurătorile necesare. Amintim că în data de 20 octombrie, Dumitru Triboi, procurorul șef al Procuraturii Raionului Ungheni, a tamponat o căruță la Bahmut. În urma coliziunii, un copil de 3 luni a decedat, aflându-se în momentul impactului în brațele mamei. Printre persoanele decedate se mai numără mama fetiței în vârstă de 38 de ani, un bărbat în vârstă de 28 de ani și o femeie în vârstă de 64 de ani. O altă minoră de 4 ani, sora fetiței decedate, a fost preluată de avea San în stare gravă. Totodată, bunicul ei de 63 de ani, care a suferit fractura membrelor inferioare și contuzia țesuturilor moi, a fost internat în stare gravă. Procurorul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind însă negativ. Acuzatorul implicat în accidentul de la Bahmut, soldat cu 4 morți, a fost plasat în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale precizează că cercetarea acestuia continuă în cadrul grupului de urmărire penală, format din reprezentanții mai multor organe sub conducerea PC Cox.